1 noiembrie este ziua în care oamenii își îndreaptă gândurile, mai mult ca de obicei, înspre cei dragi care au trecut în neființă. Numită și ziua morților, ziua tuturor sfinților, luminația sau luminațiile, 1 noiembrie este celebrată în foarte multe țări creștine din lume. Semnificația zilei morților se regăsește în tradiția Bisericii Romano-Catolice, însă aceasta a fost preluată în timp și de ortodoxi, luterani, calvini sau unitarieni. În Evul Mediu, pe 1 noiembrie, după Sfânta Liturghie dedicată zilei tuturor sfinților, oamenii își petreceau după amiaza în cimitire, rugându-se pentru sufletele răposaților. Așa se explică originea consacrării primei zile din Brumar, drept zi de pomenire a morților. De aici provine obiceiul de a merge pe 1 noiembrie în cimitir, de a aduce flori și coronițe de flori, de a aprinde lumânări și a spune rugăciuni pentru sufletele morților. În biserici se săvârșește vecernia, slujba de seară, în memoria celor trecuți în veșnicie. În bisericile protestante ziua morților nu există, însă și credincioșii protestanți, evanghelici, reformați, merg în cimitire, duc flori, aprind lumânări și se roagă. Obiceiul a fost preluat și de Biserica Greco-Catolică. În fiecare an, în debutul lunii noiembrie, obișnuim să ne rugăm pentru cei decedați și pentru fiecare din noi este o amintire plăcută să ne aducem aminte despre cei care au plecat din această lume, cu toate că nu constituie de fapt cea mai plăcută ocazie, o astfel de amintire. Noi trebuie să ne rugăm pentru cei decedați și în fiecare an, așadar la debut de noiembrie, amintim pe cei care ne-au fost atât de dragi și care au plecat din lumea aceasta. Ne rugăm pentru sufletele lor. Biserica ne îndeamnă să ne rugăm pentru ei, pentru că, după cum se știe, în fiecare păcat pe care omul îl face, păcatul aduce după sine pedeapsă și vină. Vinovăția pentru păcatul pe care îl facem ni-l iartă preotul prin deslegarea pe care o primim atunci când ne spovedim. Însă rămâne asupra noastră vina pentru păcatul pe care îl facem. Dacă n-am ispășit în această lume vinovăția pentru păcatele pe care le-am făcut, în percepția Bisericii Catolice avem această șansă să o facem în purgator. Din aceste motive, noi ne rugăm pentru sufletele celor care pleacă din mijlocul nostru. Pentru că dacă ei se găsesc în rai, sau dacă, Doamne ferește, ajung în iad, atunci situația lor este pecetluită și este cât se poate de clar. În schimb, pentru cei care rămân în purgator, pentru ei noi ne rugăm pentru ca timpul alocat pentru a se dezvinovăți de vina pe care o au și de pedeapsa păcatelor lor să fie cât mai scurt pentru ei în purgator. Pentru că și purgatorul, chiar dacă în percepția Bisericii Catolice este locul acela de curățire, nu este un loc plăcut, este un loc despre care se spune sigur că este mai mult asemănător cu iadul, este chin, este emoție și, bineînțeles, rugăciunile noastre din această lume, a celor care rămânem în această lume, rugăciunile noastre oferite pentru cei plecați din mijlocul nostru, pentru cei decedați, vin să-i salveze din acest loc și să le scurteze locul acesta de purificare și să ajungă cât mai degrabă în rai. Sigur că rugăciunile noastre nu le concentrăm numai pentru perioada aceasta de început de noiembrie. Obișnuim să ne rugăm pentru cei decedați imediat după ce ei au decedat, la câteva zile după ce ei au decedat, la 4 săptămâni, mai corect spus, la 40 de zile după decesul lor, pentru că în tot acest interval de timp, de fapt, sufletul lor încă nu este sus în ceruri. Avem ca termen de comparație pe Iisus Hristos. Iisus Hristos, sigur că prin meritele Lui, a murit și a înviat în această lume și a plecat din această lume și ne-a salvat pe fiecare dintre noi, iar prin meritele Lui avem și noi șansa de a învia împreună cu Hristos și de a locui împreună cu Hristos dacă ne-am conformat percepțiilor, regulilor, poruncilor și tuturor sfaturilor evanghelice pe care Iisus Hristos ni le-a lăsat nouă tuturor. Este un deziderat al nostru și o grijă
a noastră și pentru suflet, nu numai pentru trup. Rugăciunile pe care le facem, le facem în mod special pentru suflet. Și rugăciunile sunt oferite Bunului Dumnezeu pentru acești decedați în acest timp, din an, și am reluat și reiau să spun, sigur că este un obicei în Biserica Catolică ca acest debut de noiembrie să fie o amintire a tuturor sfinților, apoi o amintire a tuturor celor decedați. Sigur că sfinții se formează în această lume și prin meritele lor câștigate înaintea lui Dumnezeu, apelând să constituie și să fie intermediari acești sfinți între noi și Dumnezeu, prin meritele lor, prin meritele lui Iisus Hristos, prin meritele Preacuratei Fecioare Maria, sunt cei care, la care apelăm noi cu rugăciunile noastre ca să intervină în fața tronului lui Dumnezeu pentru sufletele celor răposați. Suntem încrezători în rugăciunile noastre pentru că Iisus Hristos în Evanghelia Lui ne spune: cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide. Apoi mai mult ne spune că dacă sunt doi sau trei adunați în numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor. Și dacă cerem în grup și ne rugăm în grup pentru o anumită cauză, suntem încrezători că Iisus Hristos ascultă rugăciunea noastră și obținem ceea ce noi cerem. Cu atât mai mult cu cât ceea ce cerem, nu cerem ceva ieșit din comun, nu cerem ceva ce ar fi un bun pentru trup, ci cerem un bun pentru sufletele celor care pleacă din mijlocul nostru și rugăciunile noastre pentru sufletele lor sunt ascultate și, bineînțeles, dă curs rugăciunilor noastre Iisus Hristos și intervine pe lângă Sfânta Treime, să zic așa, și, bineînțeles, toate aceste rugăciuni, toate aceste zile speciale pentru cei decedați ne aduc încredere, ne aduc liniște că ne-am achitat într-un fel spus, cu ghilimele de rigoare, față de cei care au fost prin rugăciunile noastre, prin gestul nostru, pentru că pe lângă rugăciuni rămâne și celălalt gest a da pomană, cum obișnuim noi să spunem așa, mai într-un limbaj mai comun, a face gesturi din acestea cu caracter care să vină și să repare și să contribuie la a răscumpăra pedeapsa care apasă încă pe sufletele celor care au plecat din această lume. Pentru că rugăciunile noastre, noi când le oferim aceste rugăciuni, le oferim pentru sufletele lor și știm cu toții că orice om poartă în el chipul și asemănarea lui Dumnezeu, sufletul din noi este icoana asemănării noastre cu Dumnezeu. Și fiecare om atunci când moare, spunem și am putea spune că moare o mică lume. Atunci când moare o persoană atât de apropiată și dragă nouă, constatăm că nu mai putem spune că moare o mică lume, ci mai mult decât atât, o constelație de lumi, o pulbere întreagă de gânduri, de planuri și de speranțe pe care le-am avut să le parcurgem împreună în această viață. Însă, nu întotdeauna planurile noastre converg cu cele ale lui Dumnezeu. Omul, chiar dacă propune, întotdeauna Bunul Dumnezeu dispune. Încrezători în rugăciunile noastre pentru sufletele celor care au plecat din lumea aceasta, sprijinul și ajutorul lui Dumnezeu sigur că îl vor simți ei, iar în sufletele noastre și în conștiința noastră proprie vom fi liniștiți în conștiință că ne-am achitat și ne-am rugat pentru ei și suntem gata să ne rugăm și pentru cei pentru care nu este cine a se ruga și gesturile noastre din aceste zile sunt cu totul și cu totul oferite lui Dumnezeu pentru cauza aceasta a celor decedați care nu mai sunt în mijlocul nostru. Bunul Dumnezeu să ierte și să se odihnească. Amin. În timp Biserica Ortodoxă a preluat această sărbătoare dedicată sufletelor celor adormiți, care devine astfel ecumenică. Ce este moartea? Ce este moartea dacă nu mormântul păcatelor? Moartea pune capăt puterii omului de a păcătui, de a face rău. Moartea pune capăt tuturor problemelor legate de viața pământească. Însă, pentru cei drepți, pentru cei credincioși nu există moarte, ci doar o trecere spre viață, spre fericirea cea veșnică. Ne-am născut ca să murim și murim ca să trăim. Toate bunătățile de care ne bucurăm aici pe pământ nu sunt altceva decât mici picături din nesfârșitul izvor de bucurii din care ne vom împărtăși în împărăția lui Dumnezeu.
Între slava de aici și cea de dincolo de moarte, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, este aceeași deosebire ca între vis și realitate. Și cea mai mare fericire a drepților în viața de după moarte constă în vederea lui Dumnezeu, în cunoașterea lui Dumnezeu. Spre această fericire supremă să tindem și noi, știind că pământul este o școală, o pepinieră care ne pregătește pentru cer, știind că suntem frați și surori într-un Hristos și că avem un țel comun, mântuirea, care nu este posibilă fără iubirea de Dumnezeu și de aproapele, eliberându-ne de ură, invidie, egoism, patim și păcate. Este scurt, dar teribil. Repede se apropie moartea de om. Uneori nu este dat niciun răgaz. Îl smulge în plină viață, îl doboară în mijlocul carierei. Pregătit sau nu să meargă, omul trebuie să stea în fața judecătorului suprem, dând seama pentru faptele săvârșite în timpul pelerinajului pământesc. Și iată că moartea este o componentă a ordinii Universului, este o parte integrantă a existenței acestei lumi, este o realitate. De aceea trebuie acceptată chiar și cu seninătate. Iubiți credincioși, în cursul anului bisericesc s-au rânduit mai multe zile în care se fac pomeniri ale morților. În fiecare sâmbătă se fac pomeniri pentru cei morți. De ce? Pentru că sâmbăta Mântuitorul a stat cu trupul în mormânt, înviind duminica, a treia zi, iar învierea lui Hristos e garanția învierii noastre. Îi pomenim pe cei adormiți în fiecare sâmbătă din postul mare, adică din postul Sfintelor Paști. Se fac pomeniri ale morților în ziua moșilor de iarnă, înaintea începerii postului mare, în ziua moșilor de vară, înainte de Rusalii, adică de pogorârea Sfântului Duh, și în ziua moșilor de toamnă, înaintea sărbătorii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. Dar, de fapt, îi pomenim pe cei morți ori de câte ori ne aducem aminte de ei, ori de câte ori le ducem dorul și dorim să-i simțim cât mai aproape de noi. Pe morți nu îi găsim doar în morminte, ci îi găsim în sufletele noastre, în inimile noastre, în mintea noastră. Chiar dacă au plecat cu trupul dintre noi, au rămas și vor rămâne mereu vii în amintirile noastre. Și în ce constau aceste pomeniri? În rugăciuni, îndreptate spre Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor săvârșite în viața pământească. În aprinderea lumânărilor, lumânarea reprezintă lumina lui Hristos. Și această lumină ne călăuzește atât în viața pământească, cât și în viața de dincolo de moarte. La capul muribundului se aprinde o lumânare, pentru ca lumina lumânării să ilumineze calea spre împărăția lui Dumnezeu. Aprindem lumânări pentru cei adormiți și chiar dacă sufletele unora sunt în iad, acea lumânare, acea lumină a lumânării aduce puțină lumină în jurul sufletului care momentan se află în iad. Spuneam că iadul înseamnă întuneric. Ne putem imagina bucuria adusă acelui suflet din întuneric prin prezența luminii. Hristos, de altfel, este lumina lumii. Este Cel care ne călăuzește spre lumină, dar este și lumina spre care noi tindem în viața de dincolo de moarte. De asemenea, se fac milostenii
se fac pomeni pentru cei adormiți. De ce? Pentru că milostenia este cheia care deschide poarta împărăției lui Dumnezeu. Și dând ceva în numele celor adormiți, ajutăm ca Dumnezeu să ierte păcatele lor săvârșite în timpul cât au trăit pe pământ. Acolo domnește o atmosferă de adâncă evlavie. Fiecare persoană, meditând pentru câteva clipe, în profunzime, la esența vieții și a morții, la faptul că toți suntem trecători și muritori, și la faptul că odată cu sfârșitul vieții trupești, începe o nouă viață, una veșnică. În viața de după moarte este o coordonată esențială a demnității de creștin. Dacă nu credem în existența vieții de după moarte, însăși credința noastră în Dumnezeu nu are valoare. De ce? Pentru că nu am fost creați doar pentru timp, pentru câțiva ani petrecuți pe pământ, ci am fost creați pentru veșnicie, pentru o veșnicie fericită. Să ne rugăm așadar cu stăruință. Să ne pregătim iubindu-ne unii pe alții, respectându-ne, ajutându-ne, iertându-ne, fiind toleranți și nu în ultimul rând să ne podobim sufletele cu alese virtuți creștinești și fapte bune, dintre care menționez acum câteva: smerenia, milostenia, bunătatea, blândețea, răbdarea, iertarea, rugăciunea, postul, credința, nădejdea și dragostea. Și astfel împodobiți să pornim și noi la timpul potrivit pe calea veșniciei, având speranța că vom fi așezați de-a dreapta lui Dumnezeu. Doamne ajută! De 1 noiembrie, cimitirele se transformă în oaze de lumină. Cu câteva zile înainte, creștinii merg la cimitir și curăță mormintele, iar pe 1 noiembrie, aceștia duc flori la cimitir, în special crizanteme, flori specifice toamnei și acestei sărbători. Mormintele se împodobesc cu flori și coroane de flori, se aprind lumânări și candele pentru sufletele celor decedați. Tot în această zi, oamenii dau de pomană în memoria morților.